Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod aici din Academia de Juniori, aici unde vom reface naționala României. Bun, am avansat din câte bine și bine știți, am avansat aici mai departe în următoarea ligă, în Liga 3-a din Anglia. Ușor, ușor ajungem unde ne este locul în prima ligă. Doar că băieții ăștia de la Crawley Town un picuț spun că am pun un pic presiune cam prea mare pe mine din punctul de vedere financiar și al bugetului, mai că nu pot face nimic pe aici. Cine știe, poate că odată și odată ne vom duce dacă apare un job la o altă echipă, poate am să-mi schimb echipa. Desigur, vom lua juniorii care îi avem deja aici, poate îi luăm mai mult ca sigur îl luăm pe Mania, mai mult ca sigur îl luăm. Luăm pe Georgiu, care deja au evoluat la 65 overall. Pe Varea să nu mai vorbim, îl luăm și chiar și pe Matei. Bun, în rest, și Cosmescu, să vedem cum mai evoluează și Cosmescu, desigur. Dar asta deja vorbim de viitor. Vreau să vorbesc despre prezent în momentul actual, legat de prezent. Tot mă gândesc în legătură cu cariera asta, poate că iar am făcut, an de an fac aceeași greșeală de a începe două career moduri, ce drept acum am făcut treabă, a prins destul de bine, m-am făcut un sezon cu Milan și toate cele, dar încă mă gândesc în legătură cu această carieră, că totuși mai degrabă să facă și la Wolverhampton, că foarte bine a fost la Wolverhampton și pur și simplu ne-a distrat de minune acolo. Și ideea ce a fost este că câteodată puneam și două videouri pe zi. Și poate că asta vă și plăcea vouă, că puneam două videouri din cariera cu Wolverhampton pe zi. Și era chiar foarte, foarte fain așa, două episoade, career mode, pa, evoluau repede juniori, una, două, ajungeam de trebuie. Și mă gândeam că poate că asta trebuie să fac și aici la cariera cu Crawley Town, să depinde, desigur, dacă ne vom transfera sau nu, să vedem ce vom face, cum se va decide și această echipă să-mi zică ce să fac. Că, desigur, eu tot voi face niște achiziții, ne trebuie niște achiziții, dar dacă echipa decide să ne dea afară, aia e, ne vom găsi o altă echipă și vom lua juniorii mai departe. Practic, noi nu prea pierdem. Asta e fain aici în care asta, că noi nu prea pierdem. Na, juniorul e ok, i-am, oricum i-am evoluat aici și desigur pot să-i cumpăr la viitoarea echipă. Știți ce vreau să zic? E foarte faină treaba asta. Aici cu Bălgrădean ne mă tot negociez aici cu cei de la Millwall. N-au vrut să-mi dea 1 milion pe el, dar măcar 900 de mii cred că poate să-mi dea pe el. Așa, aici vorbim în legătură cu Smith care totuși îmi place, parcă n-aș vrea să-l vând. Dar totuși la 30 și ceva de ani, parcă i-aș da drumul să zboare, să zic așa termeni. Ok, hai, dacă îmi dau ăștia 200.000 de euro pe el, îi voi da drumul lui Smith, chiar dacă îmi cam place de el și vă face treaba, da, deja e cam bătrânel așa. Vreau să văd exact cu transferurile cum ne descurcăm și după aceea vom face și noi niște achiziții în urma vânzării a unor jucători, că așa fără vânzare degeaba. Ia mă, Motherwell. Totuși ce chestie mă să ia pe Bălgrădean de gratis acolo, așa, bă, gratis, fără stres, fără nimic, n-a avut echipă, era săracul de el, vai de mama lui, și acum ia vin aici oferte de aproape 1 milion de euro pe el. Aproape 1 milion de euro, ceea ce înseamnă o grămadă de bani pentru noi. Ia până și Celtic, serios, Bălgrădean la Celtic. Băi, cât de tare ar fi asta, mă, ăștia de la Celtic, precis sau bani să-mi dea, mă. Incredibil, Celtic, cât de fain ar fi să meargă asta la Celtic. Luton Town îl dorește pe Banton, nu-l vând pe Banton, omul ăsta a fost eroul nostru și va rămâne eroul nostru până când, desigur, va apărea un junior de la român să rupă tăți norii. Car că de-abia aștept să-mi apară un ST acolo, numai că parcă ăștia de la ST apar mai greu români pe ST, nu știu din ce cauză. Bun, hai să vedem Banton, iarăși o ofertă destul de interesantă pentru Banton, o voi refuza. Ia să vedem următoarea tot pentru Banton, așa, aș putea da reject all offer și toate cele, dar parcă vreau să mă și distrez puțin. Ia asta cred că e echipă din Franța care face aici ofertă lui Bălgrădean. Hai să vedem așa. Da, Daniel Pope, bun, asta vine aici să vorbească în legătură cu contractul pentru Daniel Papoe, care a fost varză, așa. Millwall vine și să negocieze cu Bălgrădean, au acceptat suma de 900.000 de euro, foarte bine. Foarte bine, am mai intrat și niște bănișori frumoși așa din
cupa asta Champions, nu știu cum. Aici ăștia iarăși o fac ofertă josnică pentru Bălgrădean. Băi, deja vine Millwall și au acceptat 900.000. Voi nu dați măcar 925.000. Apoi duceți-vă în mama voastră. Hai că accept 180.000 de la Port Vale pentru Smith. Ok. Totuși o veste semi-proastă. Da, din păcate, Cocis se retrage. Am vrut să văd de Cocis să-l vând gen, dar ia, mi-apare aici din top. Cocis se va retrage la sfârșitul acestui sezon. Ăsta va fi ultimul sezon pentru Mr. Cocis. Păcat, păcat de el, păcat, păcat, păcat. Totuși, stai, mă, accelerație 76 în momentul în retragerii tare din fotbal. Mi se pare ceva absolut nebunesc. Bun, hai să-l punem atunci pe Cocis aici, îl punem pe Payne, mai pe Cam. Și nu chiar pe Payne, ci pe Varia să-l aș pune acolo. Așa. Bun, 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 rest e ok. Hai să punem totuși să aibă și ăștia așa un apărător de rezervă. Bun, ok. Ia să vedem, avem aici un match versus cei de la Citadela. Sper să ne iasă aici match-ul, că avem nevoie de banii ăștia din cupă. Chiar că cupa asta, de data asta, chiar îmi pasă de această cupă. Hai să vedem cupa Citadela. Ho-ho, am putea, trebuie să câștigăm. Da, 2-1, Smith și respectiv Banton, dar se accidentează acolo un apărător, ceea ce zvești foarte proaste, foarte, foarte proaste, iar și-o primi aici oferte. Nu, dau reject all, disallow toate ofertele pentru Banton. Banton nu este de vânzare, pur și simplu. Am vândut un jucător, am vândut pe Smith la Port Vale. Smith a fost vândut și Daniel Papoe a fost vândut și el la Grimsby. Foarte bine, mai vin aici niște bani din respectiva cupă. Bălgrădean a fost vândut la Millwall. Incredibil așa ceva, mă. Bălgrădean care a venit pe gratis. Acum l-am vândut pentru 900.000 de euro. Bine, dintre care mi-au fost furați mulți, mulți bani. Adică mi-au luat ăștia aproape toți banii acolo. Băgă-mi aș pixul. Bun. Ia să vedem cum vom face, îl punem pe Blackman acolo. Ce dracu, mă, ce caută portarul ăsta aici? Roberts, ia bagă tu acolo. Bun, 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 bun. Interesant echipa, deja echipa aia așa oarecare formă. Cred că desigur acum să face și noi niște transferuri, am vândut niște jucători. Desigur, aici mi-arată că n-a sunt pe profit și nu știu ce și nu știu cum. Într-adevăr că n-am făcut absolut nicio tranzacție decât să vând jucători. Și înțeleg că am un oarecare țintă, dar mi-e tare greu să mă păstrez de ținta aia. Dar hai, dadie, dadie, nu ne-or da afară. Ok, hai să zicem că în poartă îl vom pune de amuncolo pe Cosmescu și desigur îl vom evolua pe Cosmescu cât ca el să fie portarul nostru titular sau să mă uit iarăși pe jucători ăștia liberi de contract să văd exact dacă găsesc unul mega șmecher care să vină la noi. Așa, ia să vedem, ia mă, Râpă l-am găsit pe Râpă, până și Râpă este în jocul ăsta, e incredibil așa ceva. Vreau să fac un transfer bun și semi-ieftin dacă se poate. Hai să vedem aici ce jucător avem, îl avem pe Hoban, Tănase, da, nu, în momentan unde este omul meu, my man, unde este my man? Ia stai un pic cu teamă, prepeliță, ho, 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 loan, zalalem, ăla e încă scump, ăla e încă scump pentru noi. Unde este, bă, hai mă, că nu vreau să-i spun numele, dar vreau să-l cumpăr, hei, fucking hell, sau dacă n-am trecut de el. Ia la Yanis Hagi, aș vrea să-l cumpăr pe Hagi, neapărat aș vrea să-l cumpăr pe Hagi, că n-a vorba aia, până și seria este numită Academia lui Hagi, poate puteam să-i pun alt nume, poate, na, dar am zis că bă, Academia lui Hagi sună destul de interesant, acum desigur dacă vreți să-i schimbăm numele, puteți să spuneți comentariile mai jos și se face o schimbare, nu-i bai, dar hai să zicem să consacrăm numele ăsta. Bun, de ce aș mai avea nevoie rămâne de văzut, întrebarea este desigur cu banii, o ducem destul de, o ducem bine cu banii, dar problema este pe cealaltă parte că, na, cum să zic, clubul nu mă lasă să fac tare multe achiziții și aia e cea mai nasoală parte dintre tăte, că nu te lasă hăpt clubul să faci anumite schimbări care, băi, practic schimbările alea te-ar putea ajuta să treci mai departe, să fii și mai bun. Dar clubul zice nu și nu și nu. Bun, hai să vedem ce jucători mai avem aici liber de contract. Da, da, de mai găsim ceva, poate pe Nache. Ia să vedem dacă mai e Nache aici liber. Băi, dar cine e ăsta? Fii atent, mă, ia stai un pic. Are niște statistici foarte bune, mă. Ia. Ce dracu-i cu ăsta? Ia, cât vrea salar? 3800.
Nu-i mult, nu-i mult. Și totuși n-am rezervă de atacant în momentul actual. Hai să vedem, mă. Hai, stai un pic să vedem. Ia stai să vedem aici. Care e schema cu ăsta, mă? Ioi, și aș putea să văd, bă, aș putea să văd de regenuri. Aș putea să văd de regenuri. Am o Enache, ar fi o idee, numai că Enache vreau 11.000 de euro și de-abia l-am dat pe Bălgrădean care avea 10.000, știți, un picuț să se dă cap în cap faza asta, adică de-abia am vrut să scap de Bălgrădean care avea 10.000 de euro salar și apoi să le iau pe Enache care are 11.000. Am într-adevăr, mai degrabă dai mai mulți bani la un atacant decât la un portar, da, într-adevăr, dar parcă un picuț nu prea mere ideea. Bun, în rest văd că nu prea mai e așa ceva ce să mă intereseze ca și statistici, nu prea văd unul ca lumea și mai tânăr așa să nu-mi iau iarăși unul ca și coace și după aceea să se retragă. Ia la mă, pe ăsta a fost jucătorul nostru, acum e aici la liber de contract. Ha, ce tare! A, băi, realist jocul, ce dracu. Dar uite-te mă ce statistici jegoase are omul ăsta, bă, deci bine că l-am dat afară. Ok, m-am mai tapat acolo, n-am mai găsit nimic interesant și se pare că Cosmescu va fi de amun colo portarul nostru numărul 1 pentru că nu mai are rost, adică la liber de contract nu mai e ceva ce să mă intereseze și, bă, practica e tot ce contează, desigur, să evoluăm jucătorii noștri. Deci, normal, Cosmescu va fi de amun colo portarul nostru și câștigăm aici, ia fii atent, mă, 3-0, Clifford Boldrin, ala-i, mă! Ăla-i, mă, ce frumos, ni trăiești niște bani absolut geniali. Și Fiorentina acceptă, uai, ce pula mea, 20.000 de euro. Ah, 20.000 de euro pentru Yanis Hagi. Mamă, câți bani. 20.000 de euro, mamă, mi-a dat un așa hăpt în, tot, așa hăpt în piept, așa, boom. Adică 20.000 de euro. Băi, pentru echipă cum de valoarea noastră, hai să fim serioși. Ia uși, ăsta vrea cică un rol mai mare la echipă. Hai să vedem atunci 3.800. Și am uitat să mă uit după regenuri. Vai, mă, ce uit. Tu câs, incredibil. Hai că ne uităm și după niște regenuri. Primele regenuri care știu eu că apar mai tot timpul sunt respectiv aia din MLS, respectiv Pirlo, Gerard și Lampard. Și Didier Drogba câteodată. Bun. Hai să vedem aici dacă dăm până în 18 ani. Ce ne iese atacantul ăsta? Asta e Drogba! Dar nu-l mai pune... de-aia mi-a plăcut mie statisticile lui, mă, ia stai un pic. Stai mă și eu ce prost îs, free agents. Ok, ia hai să căutăm niște regenuri, primele regenuri mai mult ca sigur vor apărea aici în MLS, Gerard, Pirlo, Didier Drogba. Chestia este că pe Drogba nu l-am găsit, foarte bizar că pe Drogba nu l-am găsit, dar am găsit unul din coasta de Fildeș, acolo la free agents, la cei care nu au club. Și mă gândesc, oare nu ăla va fi Drogba, în sensul în care are niște statistici foarte, foarte bune. Și m-a pus așa pe gânduri, oare o fi el Drogba? Și acum atât stau un picuț pe gânduri. Ok, cred că ăsta este Pirlo. Ok, ăsta e regionul lui Pirlo. Văd că regionul lui Gerard sau Lampard încă nu sunt aici. Numai dacă nu or fi apărut și ei pe ăla de free agents. Ceea ce mă face curios. Asta este dacă scriem aici Lampard. Lampard. Nu este Lampard, dar Gerard. Pula mea. Drogba. D-R-O. Nu este, mă. Aia ar fi, mă, ești nebun? Ia stai un pic. Free agents. Ne duce la midfielders. Așa, hai să vedem aici. Stai un pic că mi-ar fi mai ușor dacă aș pune aici la nationality. Naționalitate, England și dăm aici scout. Avem aici un apărător din Anglia, looking for a new club, ok. Avem aici un atacant, bun, l-avem aici pe Lee Jervis, nu este el. Ok, atunci unde dracu s-a dus regionul lui Lampard? Că n-am înțeles, deci MLS. Așa. Hai să spunem 20 de ani, nu știu, pui mei. Și dăm aici scout. Stai un picuț. Hai să punem nationality, le începem iarăși așa pe rând. Deci, Anglia este, nu este. Ok, nu este.
Ivory Coast, unde e Franța? Ivory Coast, aici pe undeva, stai un picuț. Ivory Coast, coasta de Fildeș. Nu! Na, nu știu ce se întâmplă aici cu regenurile, dar eu cred că Drogba este ăla care l-am găsit eu liber de contract. Vă zic sigur că el o fi. Din păcate, ăsta de-abia au venit la club, nu știu ce, Marco, Chris, nu știu ce. Deci pe Pirlo încă nu-l putem lua. Ia, accept asta, eu zic că ăsta mai mult ca sigur e regenul lui Drogba. Eu așa cred că ăsta e regenul lui Drogba. Bun, așa că, desigur, l-avem aici regenul lui Drogba. Vă zic că mai mult ca sigur e regenul lui Drogba. Aici au primă ofertă pentru junior, ia mă, Matei. Ai, ce tare, Matei primește ofertă aici de la cei de la Barnet. Și ofertă nu tocmai rea. Și asta ar fi o chestie ca să ne mai ajute cu banii să mai luăm așa niște junior de ăștia, știi? Și să facem treabă. Din păcate, Yanis Hagi nu dorește să vină la noi la club, având în vedere că... Na, ce drept să vii de la Fiorentina, unde ești practic future one's team, deci ai viitor în față. Nu vrea să vină încă la Oxford. Ba vrea să vină amul la Oxford. Bun! Îl luăm pe Yanis Hagi, într-adevărat, îl luăm pe Yanis Hagi la echipă. Îl avem aici pe Yanis Hagi, țaca, țaca la tocană. Cred că o să mă dea ăștia afară. Așa, hai să vedem, aici este Yanis, aici este regenul, zic eu, regenul lui, lui ăsta, lui Drogba. Punem regenul lui aici. Ia să vedem dacă facem o comparație între regenul lui Drogba și Collins. Într-adevăr, bă, stai un pic că... Nu aș putea pune regenul lui Drogba în atac decât pe Collins, ceea ce e surprinzător. Așa. Hai să punem aici asta lui Hagi. Yanis, tu poți joci pe cam, este și Erev. Ia mă, că n-am știut că poate juca pe este. Ok, ok, dar dacă fac totuși comparație între Yanis și Varias, că practic el este pe cam. Ok, hai să-l punem atunci pe Yanis pe cam, chiar dacă el ar putea juca poate mai bine pe... pe poziția asta de Erev sau atacant, dar totuși și cam trebuie să joace. Bun, primul nostru transfer de marcă este Yanis Hagi. Deci deja avem transferul fine și un alt transfer care aș vrea să-l fac de asta un picuț mai acolo, vedem noi. Este, stați un pic, că am ieșit prea repede, am avut acolo un transfer offer. Așa, iarăși Matei. Păi, lumea îl dorește pe Matei, mă. E incredibil așa ceva. Bun, ideea e să mai luăm, desigur, să pun ăsta, mă, Young's Staff, așa. Ia stai un pic cuți dacă cumpăr altul. Ah, dar cred că o să mă coste mult. Oricum, nu știu dacă am 3-3 stele. Nu, nu este unul de 3-3 stele. Îl tot folosim pe ăsta. Setup Scouting Network. Îl punem pe România. Desigur, 9 luni, așa, pac, pac, țaca, țaca. Du-te și caută românii. Du-te și caută românii, avem nevoie maximă de jucători de ăștia. Bun, un alt jucător care aș vrea mult să-l achiziționez, numai că nu știu cât în atac e, este Rotariu. Este Rotariu, aici din câte se și bine vede, doar că din păcate Rotariu o evoluat deja, o mai evoluat un pic, mai mult ca sigur, și deja valorează 3.200.000 și 17.000 de euro salar, ceea ce un pic mă pune pe mie tare mult în spate, în sensul care 3 milioane e deja, nici n-am bani ăia, plus salariul de 17.000 de euro. Să sperăm că îl vom lua pe Rotariu posibil în sezonul viitor, dacă nu în iarnă, dacă avem ceva noroc să vindem. Dar, na, cel puțin v-am arătat de ce nu-l cumpăr pe Rotariu pentru cei care poate întrebau deja, băi, Deadly, dar de ce nu-l cumpăr pe Rotariu? Băi, pe Rotariu, vedeți, nu-l putem lua pentru că este scump. Bun, aș vrea totuși să-l cumpăr pe Benzar, chiar dacă l-avem acolo pe Mania. Mania totuși este mai mult CB. Și parcă aș vrea să-l cumpăr pe acest Benzar. Încă mă gândesc că este mai cea CB care aș mai avea eu, desigur ar fi cea străin, Calabria și ță. Dar nu, hai să luăm pe Benzar. E 25 de ani, poate mai evoluează cât de cât un pic, ar fi de mare ajutor la echipă. Îi dăm aici 900.000 de euro ofertă, să vedem dacă vine Benzar la echipă sau nu. Ia să dăm alt jucător așa care sunt mai ieftin. Bă, Moți ar fi o distracție să-l luăm, numai că are și 12.000 salari și deja era 32 de ani, deja e bătrân. Așa, Varela aș fi vrut eu să-l achiziționez, dar costă
peste 3 milioane, mai mult că să câștigi 23 de mii de euro salar, deja un pic te aruncă prea mult în spate, la fel și Grigore. Încă suntem de-abia aici la început, este greu. Sucala are o accelerație mult prea slabă, plus 33 de ani, plus că știu că mi-a zis cineva în comentarii că băi, Sucala poate că nu mai prea intră, în sensul în care el deja îi consacrat, cumva zis, s-a fost la Steaua, după aceea s-a fost acolo, deja e bun Sucala. Ar fi Steleanu Filip o alegere destul de amuzantă și interesantă, doar că mai greu cu bani. Oricum l-avem pe Gheorghiu, dar Gheorghiu ăla e fain că poți să-l amplasezi oriunde vrei tu, oriunde vrei tu, dacă vrei pe Gheorghiu acolo, el acolo stă. Hoban iarăși 34 de ani, deja prea în vârstă. Lordul nostru Tănase, din păcate n-a pe Erev, l-avem în momentul actual pe Boldrin și din momentul în care, băi, eu încă n-am primit ofertă ca lumea pe Boldrin, eu nu vreau să-l vând pe Boldrin, dar dacă aș primi ofertă chiar ca lumea pe el, normal că l-aș vinde. Ok, bun, hai să mai văd încă puțin aici pe scout, pe treburi și revin imediat. Ok, hai să vă arăt aici un lucru destul de interesant. Am mai găsit două regenuri. Regenul lui, ia să vă ghiceiți, Rats, exact, este Rats și desigur al lui Lobons. Ia să vă arăt respectivii. Ia, aici este Claudiu Filip, este regenul lui Lobons, ce drept, așa la prima vedere, are niște statistici interesante, îl cheamă Claudiu Filip, regenul lui Lobons. I-am dat acolo totuși un scout să văd exact ce statistici are și aici este regenul lui Rats. Regenul lui Rats chiar arată bine, cu excepția anumitor puncte unde chiar ar trebui să aibă multe statistici, dar nu are, unde e la apărător, la standing tackle de-abia are, la slide tackle de-abia are. Dar îi vor da un scout și să vedem exact dacă se merită ce și cum și cum. Oricum, eu cred că vom opri videoul aici și, desigur, vor mai urma mai multe transferuri după. Vedem exact ce și cum vor evolua treburile. Așa, ia să vedem aici, Düsseldorf dorește puțin mai mulți bani pe Benzar. Nu comentez, dar hai să văd dacă le-aș oferi poate și pe Arthur. Poate-l ofer și pe Arthur și așa scap și de Arthur. Îl poate-l obțin și pe Benzar și scap de salariul lui Arthur și practic ar fi cea de genul lovești două rațe cu doi porumbei cu o piatră. Bun, hai, ne oprim aici la acest episod. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați distrat și desigur ne auzim pe data viitoare. Numai bine și nu uitați, iubiți fotbalul!